Casa de Cultură din Gura Humorului a răsunat miercuri seară de colinde și melodii specifice sărbătorilor de iarnă, fiecare piesă interpretată de artiștii care au urcat pe scenă fiind răsplătite cu aplauze îndelungi, oferite de o sală plină de spectatori. Primii care au evoluat au fost membrii grupului vocal Humoreanca, al Clubului Copiilor și Elevilor din Gura Humorului, dar din spectacol nu au lipsit nici Alexandru Brădățan, ori Corala Vox Campus. Gazda evenimentului a fost nimeni altul decât edilul șef al orașului Gura Humorului, Marius Ursaciuc. Se apropie sărbătorile de iarnă, se încheie un nou an. În general, la încheierea unui an faci bilanțuri. A fost un an pentru toți din sală și pentru noi, plin de urcușuri și coborâșuri. Am făcut naveta cu toții între extaz și... Nici nu vreau să spun că e agonie. Am avut momente de fericire, am avut momente de tristețe, am avut momente de satisfacție, am avut momente de dezamăgire, dar una peste alta, de asta e frumoasă viața, că e plină cu de tot. A fost un an bun pentru orașul Gura Humorului și în fiecare sfârșit de an îmi permit să invit în această sală oamenii care au contribuit mai mult decât ceilalți la viața culturală, spirituală, economică și socială acestui oraș. Trebuie ca în numele tuturor humorenilor să vă mulțumesc, pentru că multe din lucrurile bune care s-au întâmplat în 2019 nu s-ar fi întâmplat fără dumneavoastră. Vreau să le mulțumesc dascălilor pentru perseverența, abnegația, răbdarea și consecvența cu care reușesc să obțină premii naționale și internaționale ale învățământului humorean. Vreau să le mulțumesc polițiștilor, jandarmilor, pompierilor, celor de la ISU, pentru că au fost prezenți lângă noi în toate evenimentele. Vreau să le mulțumesc colegilor mei de la primărie, pentru că n-aș vrea să fiu în locul lor, cum ei n-ar vrea să fie în locul meu. Dar ne-am asumat în numele dumneavoastră o calitate superioară a vieții în orașul Gura Humorului și încercăm să o facem. Chiar dacă nu reușim să îi mulțumim pe toți, ne-am propus să facem asta și sperăm să vă demonstrăm că imposibilul nu există. Vreau să le mulțumesc agenților economici, care din puținul lor, din nefericire puținul lor, își găsesc momente în care să gândească și să sprijine acțiuni sociale și culturale ale noastre. Le mulțumesc
tuturor celor care se gândesc la semenii lor. Și vreau să vă fac o singură urare. De fapt, e un cumul de urări. În afară de tradiționalele, să aveți parte de un an îmbelșugat, un an în care să vi se întâmple toate lucrurile pe care vi le-ați dorit și sunt legale și nu s-au împlinit până acum, să vi se împlinească în anul viitor. Dar vreau să vă urez tuturor să fiți mai buni și să credeți în minuni, că numai atunci se vor întâmpla. Nu a fost primul spectacol pe care Casa de Cultură din Gura Humorului l-a găzduit cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Seria evenimentelor pregătite de administrație locuitorilor, începând încă din 13 decembrie cu feerii de iarnă și spectacole caritabile și se va încheia, bineînțeles, pe data de 31 decembrie în piața Catedralei din oraș. De la ușă până la masă, florile d-albe, pașa-i d-albă de mătase, florile d-albe, cu scufie de bumbac, florile d-albe, moale să-i fie la cap, florile d-albe. Ce bucurie ar fi,